Marii angajatori susțin că pe piața muncii se anunță o criză majoră, ținând cont de faptul că învățământul românesc a distrus școlile profesionale, au fost desființate atelierele școală și laboratoarele și nimeni nu dorește să mai formeze și muncitori. În viitorul foarte apropiat vom intra într-o criză a forței de muncă foarte acută. Odată cu desființarea școlilor profesionale, nimeni n-a mai gândit că va veni o vreme când practic nu o să mai ai pe cine pune la lucru. Nu poți să faci calificări peste noapte în meserii care presupun o activitate de, știu eu, învățare de cel puțin 2-3 ani. Ori s-au închis toate aceste forme de învățământ, s-au lichidat atelierele, școală, laboratoarele. Se încearcă acum, cum și noi încercăm să facem. Da, dar profesional dual. Este o activitate care nu ar trebui să fie a societăților comerciale. Învățământul este obligatoriu și gratuit la noi în țară. Așa, și de stat, cât, se spune. Da, da. Dar s-a dorit să se face numai cu studii superioare. La noi s-a instalat o mentalitate greșită în rândul elevilor, dar mai ales a familiilor acestora, care consideră o rușine ca un elev să facă învățământ profesional. Efectiv, la această dată, pentru cei care vor să se înscrie în școală profesională, este o rușine, deci lucru care l-am constatat real. Și mai ales pentru părinți, că, deci, doamne, toți fac liceul și facultatea, cum să fac băiatul sau fata lor școală profesională? Ori înainte, clar, erau fiecare, mergea pe treapta pe care putea. Ucenicie, școală profesională, post-liceală, școală de maestri. Anul trecut, firma Marsat a încheiat un protocol cu liceul Ion Ionescu de la Brad în vederea înființării primei clase de învățământ profesional în regim dual. Într-o clasă programată a avea 30 de elevi, s-au înscris 17, din care până la sfârșitul anului au rămas 12. Anul acesta s-au înscris 12, din care nu se știe câți vor mai rămâne. Deci am început încă de anul trecut, a fost prima clasă în regim dual. Pe parcursul a 3 ani de zile ei trebuie să facă acest învățământ, partea teoretică la liceul Ion Ionescu de la Brad, iar partea practică în cadrul societății noastre. S-a început, s-a dorit o clasă de 30, s-au înscris de abia 17, acum sunt vreo 12, a intrat clasa nouă, care tot la fel s-a vrut a fi anul acesta de 30, nu s-au înscris tot la fel decât vreo 12 elevi. Ei fac practică la noi, dar cum atâta timp... Cum se comportă tinerii aceștia? Eu îmi pun speranțe în a se forma până într-un final, dar deocamdată, v-am zis, la ei predomină rușinea, că vezi, doamne, sunt cei mai de jos în învățământul din zonă. Directorul firmei Marsat mai spune că și-a dorit ca pe timpul verii să angajeze elevii din clasa de învățământ, care a făcut practică în timpul anului în această societate, asigurându-le salariul minim pe economie, masă și cazare. Spre dezamăgirea sa însă, nimeni nu a dorit să muncească. Mai mult de atâta, în vară noi am dorit chiar să-i angajăm pe toți 16, cu ocazia asta vedeam și care are atracție la muncă, care dorește chiar să profeseze în acest domeniu. Surpriza a fost că niciunul n-a venit. Deci, în condițiile în care în timpul anului noi le dăm și bursă, primesc și de la stat, iar în activitatea care o făceau în vacanță, primeau salar, deci începând de la salariul minim, funcție de activitatea care o avea, mai mult de atât aveau și asigurate casă și masă. Ori, clar că prea multe speranțe nu putem trage. Plus de asta, nu-i putem obliga cu absolut nimic. Deci ei termină școala profesională și este ca o facilitate că putem să-i angajăm noi. Dar noi nu avem, adică nu putem să-i obligăm cu nimic. Pe de altă parte, omul de afaceri este convins că și acești puțini muncitori care sunt acum calificați cu atâtea eforturi financiare, după ce se vor vedea cu diplomele în mână, vor lua și ei calea străinătății, pentru că niciun guvern post-decembrist nu a reușit la noi să stabilizeze forța de muncă prin măsuri de stimulare a acestora de a munci în țară.